Acum vă voi prezenta cum am lucrat eu această șăpcuță pentru o fetiță de 7 luni. Ea merge lucrată pentru un bebeluș între 6 luni și un an, cred, în funcție de cât de larg dori, în funcție de cât de căpos este copilul. Dacă doriți mai mare, trebuie să înmulțiți mai mult. Dacă doriți mai mică, trebuie să înmulțiți mai puțin la începutul băscuței. Am lucrat astfel, am început cu 5 puncte de lănțișor pe care am lucrat 12 piciorușe duble și apoi am lucrat între spații pe rândul 2 câte 2 piciorușe duble în spațiul de pe rândul anterior, în fiecare spațiu de pe rândul anterior. Apoi am început să înmulțesc o dată la 2 ochiuri, la 3 ochiuri, la 4 ochiuri, la 5 ochiuri și la 6 ochiuri. Deci am lucrat 7 rânduri în care am înmulțit, inclusiv primul rând. Iar apoi am lucrat în fiecare spațiu de pe rândul anterior câte un picioruș dublu în următoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rânduri. După cele 11 rânduri de picioruș dublu, am lucrat 4 rânduri de picioruș scurt, lucrat normal, nu între spații, lucrat în ochiul de pe rândul anterior. Apoi am lucrat cozorocul, 6 rânduri de picioruș scurt. În primul rând am înmulțit odată la 3 ochiuri, adică am lucrat 2 ochiuri, 2 picioruși scurte în ochiul de pe rândul anterior. În fiecare ochi de pe rândul anterior și în al treilea am lucrat 2 piciorușe scurte în ochi. La cele 6 rânduri de picioruș scurt de la cozoroc, nu am lucrat primul și ultimul ochi de la fiecare rând. Adică atunci când am început rândul, nu am lucrat punct de lanț, ci am lucrat direct în un picioruș scurt, direct în al doilea ochi, nu în primul ochi. Și la sfârșit, pur și simplu, nu am lucrat ultimul ochi și am întors rândul și am lucrat de la capăt. Și am mai lucrat încă un rând pentru finisare. Am pus o pămblicuță pentru aspect și cam atât. Spor la croșetat. Voi lucra cu fir Flavia și croșetă de 1,7 mm. Începem cu primul ochi. Facem o buclă, îndoim bucla peste firul cu care se croșetează, trecem croșeta prin cele două cerculețe și tragem. Lucrăm un lănțișor format din 5 puncte. 1, 2, 3, 4, 5. Unim cu primul ochi printr-un punct alunecat, adică introducem croșeta și tragem firul cu care se croșetează prin cele două fire de pe croșetă. Și în cerculețul format vom lucra 12 piciorușe duble. Începem cu 3 puncte de lănțișor. Unul, 2, 3 și facem 12 piciorușe duble. Adică luăm jeteu, introducem prin cerculeț, luăm jeteu, tragem, avem 3 fire pe croșetă, luăm jeteu, tragem prin primele două, luăm jeteu și tragem prin următoarele două. Și iarăși.
Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nouă, 10, 11, 12 piciorușe duble. Și unim cu primele 3 puncte de lănțișor printr-un punct alunecat. Introducem croșeta, luăm jeteu și tragem prin cele două. Și avem o rozetă. Vom lucra picioruș dublu între spații, nu, adică nu lucrăm normal în ochiul de pe rândul anterior. Lucrăm între spațiile dintre piciorușile duble de pe rândul anterior. Pe rândul al doilea vom înmulți în fiecare spațiu, adică lucrăm câte două piciorușe duble din spațiul de pe rândul anterior. Începem cu 3 puncte de lănțișor, 1, 2, 3, întoarcem, pentru că eu vreau ca băscuța să aibă aceeași lucrătură și pe față și pe spate, vreau să întoarcem rândul și lucrăm în primul spațiu două piciorușe duble, adică introducem în spațiu și lucrăm două piciorușe duble, una, două. Da? În următorul spațiu lucrăm iarăși două piciorușe duble, adică luăm jeteu, introducem în spațiu, luăm jeteu și iarăși încă unul. În următorul spațiu și unim cu primul ochi printr-un punct alunecat. Mai departe, pe rândul al treilea, începem cu 3 puncte de lănțișor, întoarcem și vom înmulți odată la două ochiuri, adică în primul spațiu lucrăm un singur picioruș dublu, în al doilea spațiu vom înmulți și lucrăm două piciorușe duble. În al treilea spațiu, în următorul spațiu, lucrăm un picioruș dublu.
În următorul vom înmulți și lucrăm două piciorușe duble. Un picioruș dublu, două în următorul. Un picioruș dublu, două. Un picioruș dublu, două. Și unim cu un punctar alunecat pentru a încheia rândul. Pe rândul al patrulea, începem cu 3 puncte de lănțișor. Vom înmulți odată la 3 ochiuri, adică lucrăm câte un piciorul dublu în primele două spații, iar în al treilea spațiu lucrăm două piciorușe duble. Deci în primul spațiu un picioruș dublu, în al doilea spațiu un picioruș dublu, în al treilea spațiu două piciorușe duble. În următorul spațiu un picioruș dublu, iarăși un picioruș dublu și în următorul două piciorușe duble. Un picioruș dublu, un picioruș dublu, două piciorușe duble. După cum vedeți, cele două piciorușe duble care le lucrăm vor veni lucrate între cele două piciorușe duble de pe rândul anterior, unde s-a înmulțit și pe rândul anterior.
rândul 5. 1, 2, 3, întoarcem și acum vom înmulți odată la 4 ochiuri, respectiv lucrăm în primele 1, 2, 3 spații, lucrăm câte un picioruș dublu, în al patrulea lucrăm 2 piciorușe duble. După cum vedeți, s-a lucrat picioruș dublu, câte 2 piciorușe duble și s-au înmulțit în mijlocul spațiilor unde s-a înmulțit pe rândul anterior. Da? Deci, în primul spațiu, un picioruș dublu, în al doilea, un picioruș dublu, în al treilea, un picioruș dublu, în al patrulea, 2 piciorușe duble. Apoi, un picioruș dublu, un picioruș dublu, un picioruș dublu, 2 piciorușe duble. Și tot așa. Și înmulțim așa până cât avem nevoie, până ajungem cu această rozetă la dimensiunea circumferinței capului. Și apoi începem să lucrăm drept cu modelul care dorim. Am încheiat și rândul al 7-lea. Pentru mărimea care o doresc eu să o aibă băscuța, am înmulțit suficient. Dacă doriți să fie mai mare, trebuie să înmulțiți și în următoarele rânduri, în funcție de cât de mare doriți să fie circumferința rozetei. Deci am lucrat 12 piciorușe duble la început, apoi în fiecare spațiu dintre cele 12 piciorușe am lucrat câte 2 piciorușe duble pe rândul al doilea. Pe rândul al treilea am înmulțit odată la 2 piciorușe, apoi odată la 3 piciorușe, la 4, la 5 și la 6 piciorușe duble. Adică am lucrat 6 piciorușe duble, 5 piciorușe duble în fiecare spațiu de pe rândul anterior și 2 piciorușe duble în următorul spațiu. Da? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 și 2 în următorul spațiu. După cum vedeți, de exemplu, între două înmulțiri. Acum eu voi continua să lucrez, întorcând la capătul fiecărui rând. Câte un picioruș dublu în fiecare spațiu de pe rândul anterior, fără să mai înmulțesc când ajungem la locul unde am înmulțit pe rândul anterior. Pur și simplu lucrăm picioruș dublu în fiecare spațiu de pe rândul anterior, în următoarele câteva rânduri, până ajungem la adâncimea dorită pentru băscuță. În funcție de cât dorim să acopere urechiușele. Această mărime este relativă în funcție de, adică acest model de și număr de ochiuri este relativ în funcție de cum lucrăm fiecare în parte, în funcție de firul pe care îl folosim, de grosimea croșetei și de cât de mare este căpușorul pentru care dorim să lucrăm.
Da? Și mergem în continuare cu piciorul dublu în fiecare ochi, în fiecare spațiu dintre piciorușele duble de pe rândul anterior, după cum vedeți. Iar când ajungem la sfârșitul rândului, unim printr-un punct alunecat, iar apoi întoarcem și mergem în continuare tot cu piciorul dublu în fiecare spațiu. Am lucrat 11 rânduri cu piciorul dublu, fără să mai înmulțesc, câte un piciorul dublu în fiecare spațiu de pe rândul anterior. Mai departe, voi lucra 4 rânduri cu piciorul scurt, întorcându-mă la sfârșitul fiecărui rând. Apoi voi lucra cozorocul și cu încă un rând de jur împrejur, inclusiv deasupra cozorocului. Deci, începem rândul cu un punct de lănțișor. Și lucrăm piciorul scurt în fiecare ochi de pe rândul anterior. Deci nu mai lucrăm între spații, lucrăm în fiecare ochi de pe rândul anterior. În primul ochi nu se lucrează pentru că considerăm punctul de lanț ca și primul ochi. Introducem în al doilea ochi, luăm jeteu, tragem, luăm jeteu și trecem prin cele două.
și lucrăm așa 4 rânduri cu piciorul scurt. Întorcându-ne la fiecare sfârșit de rând. Am lucrat 4 rânduri cu piciorul scurt în fiecare ochi de pe rândul anterior și m-am întors la fiecare sfârșit de rând. După ce am lucrat aceste 4 rânduri, trebuie să împărțim numărul de ochiuri total în 3 părți egale, față de locul unde am încheiat o parte, încă o parte. Deci o parte înspre stânga, o parte înspre dreapta și o parte pe mijloc pentru cozorocul șepcuței. Da? Deci după cum vedeți, în 3 părți egale. 1, 2, 3. Și apoi vom începe să lucrăm cozorocul de la un marcaj la celălalt, tot cu piciorul scurt, întorcându-ne la fiecare capăt de rând, și nu lucrăm primul și ultimul ochi la fiecare rând. Să vedem. Primul rând al cozorocului vom lucra piciorul scurt, înmulțind o dată la 3 ochiuri. Adică lucrăm în primele 2 ochiuri piciorul scurt simplu, iar în al treilea înmulțim și lucrăm 2 piciorușe scurte în același ochi. În următoarele 2 ochiuri de pe rândul anterior lucrăm iarăși 2 piciorușe, câte un piciorul scurt. În al treilea lucrăm 2 piciorușe scurte. În următoarele 2, câte un piciorul scurt. În al treilea 2 piciorușe scurte. Și tot așa până la sfârșitul rândului.
Pentru rândul al doilea al cozorocului, nu vom începe rândul cu un punct de lanț cum este normal, ci vom lucra direct piciorul scurt și nu vom lucra în primul ochi, ci direct în al doilea ochi. Deci nu se lucrează primul ochi și cu ultimul ochi de pe acest rând. Pe acest rând lucrăm normal fără să înmulțim câte un picioruș scurt în fiecare ochi de pe rândul anterior. Am ajuns la capătul rândului și mai avem încă două ochiuri. Unul, doi. Nu lucrăm pe ultimul, doar pe penultimul. Acum întoarcem și începem la fel ca și la rândul 2, fără punct de lanț și fără să lucrăm primul ochi. Lucrăm direct în al doilea ochi.
Am ajuns la capătul rândului și nu lucrăm ultimul ochi, doar penultimul. Întoarcem și sărim peste primul ochi, lucrăm direct în al doilea. Am lucrat pentru cozoroc în total 6 rânduri și acum vom mai lucra de jur împrejurul băscuței, inclusiv pe marginea cozorocului, încă un rând pentru finisare. Cu tot cu picioruș scurt. Eu vreau să fac colțul cozorocului rotunjit, așa că voi lucra un singur ochi în colț. Dacă doriți să faceți colțul un pic mai drept, trebuie să lucrați 3 piciorușe scurte în colț. Scoatem și marcajul.
Am terminat ultimul rând care l-am lucrat pentru finisare. Și apoi am pus o pânglicuță de jur împrejur la marginea, la ultimul rând cu piciorul dublu pentru efect. Poate fi de altă culoare, roz, roșu, mov, pentru că șepculița este pentru o fetiță. Spor la lucru.